la ceea ce discutam un pic mai devreme. Deci, care este sfera, extensiunea cuvântului examen, termenului examen? Elex, studenți, foaia de examen, pixul. Nu. Sigur. Lucrurile sunt foarte simple, dar voiam să vină de la voi. Lucrurile sunt foarte simple. Totalitatea examenelor din această lume, că sunt examene de bacalaureat, că sunt examene de admitere, că sunt examene de ocuparea posturilor, că sunt examene de stabilire a nivelului de cunoștințe, toate sunt examene, da? Și toate fac parte din sfera noțiunii, da, termenului de examen. Ați înțeles? Da. Da? Bun. Atunci mergem mai departe, dacă ați înțeles. Dar mergem mai departe cum? Mergem mai departe cu încă un exemplu. Bec. Da? Asta este componenta lingvistică, da? B, E, C. Bun. Dar haideți să vedem mai departe. Care este componenta cognitivă, da? Componenta logică, componenta cognitivă a termenului. Bun, este cineva acolo care, stați un pic, că dau, ok, este cineva acolo care are nu doar microfonul deschis, dar are un zgomot de fond, da? Vă rog, pentru calitatea experienței voastre de învățare și a celorlalți, evident, după ce ați răspuns, închideți microfoanele. Bine? Da. Bun. Care este dimensiunea cognitivă? Da? Care este intensiunea? Lumină. Obiect de iluminat. Exact. Obiect de iluminat. Da? Care se pune într-un fasung conectat la rețea sau baterii, dacă ne gândim la lanternă. Sau o sursă de electricitate. Exact, da? La o sursă de electricitate. Foarte bine. Da? Și putem să spunem mai multe despre. Care este dimensiunea ontologică? Care este sfera acestei noțiuni? Totalitatea becurilor din lumea aceasta. Foarte bine, excelent. Da? Vedeți că ați început să înțelegeți. E foarte bine. Mai dăm un exemplu sau mergem mai departe? Putem să mai dăm un exemplu? Sigur. Te rog, spune tu un exemplu, ca să ne folosim de ceva ce ție mai la îndemână ție. Ok, carte. Da? Asta e dimensiunea ăsta lingvistică, da? Ne interesează celelalte două dimensiuni, intensiunea și extensiunea, da? Intensiunea care este? Obiect de învățat. Nu neapărat de învățat, da? Este o, să zicem... Material didactic? Păi nu, dacă citești, spre exemplu, dacă citești o carte, nu știu, pe aripile vântului, o carte de beletristică, este ceva de învățat, e un material didactic? Nu, nu e un material didactic, da? E material de studiat. Deci este practic o colecție de foi tipărite. Iarăși, o carte poate să fie un manual de serviciu sau un manual al unui produs, da? Deci practic este o carte de foi tipărite legate împreună, da? Care conține, colecția conține informații diverse. Ați înțeles? Da. Bun. Da. Care este extensiunea termenului carte? Totalitatea cărților din întreaga lume. Foarte bine. Dar dacă spuneam cărți din propria bibliotecă, cărți din biblioteca mea. Totalitatea cărților din biblioteca mea. Eu chiar mă uit la ele acum, numai că voi nu le vedeți, da? Bun. Foarte bine. Excelent. Ați înțeles acum? Vreți să mai iau un exemplu sau mergem mai departe? Da. Mergem mai departe. Este clar. Bun. Stați un pic să ieșim de aici.
clasificarea termenilor. Avem mai multe categorii de clasificare, mai multe, de fapt avem două tipuri de clasificare a termenilor. Din imediat avem din punct de vedere clasificarea termenilor, din, avem termeni, da? Din punct de vedere intențional, adică din punct de vedere a trăsăturilor categoriei de obiecte la care facem referire, sau din punct de vedere extensional. Da? Bun. Acum, din punct de vedere intențional, avem mai multe tipuri de clasificare, mai multe clasificări. Una dintre ele este aceasta. Termen absolut sau relativ. Termenul absolut este un termen cu înțeles de sine stătător. Da? Aici ar fi bine să înțeles de sine stătător. Adică putem să înțelegem acel termen în mod independent. Da? Nu avem nevoie de a apela la alte, cum să spun, la alți termeni, da? Pentru a putea să înțelegem termenul respectiv. Nu este indisolubil legat de un alt termen, din punct de vedere al înțelesului. Avem culoare, casă, bec, nu știu, aparat de radio, laptop și așa mai departe, da? Practic sunt lucruri pe care le putem înțelege în sine. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că... Poftim? Telefon este? Telefon, da. Ideea este următoarea. Nu trebuie să înțelegem faptul că dacă este absolut, nu trebuie să facem, adică nu-l putem defini. Evident că îl definim făcând apel la alte cuvinte, cum am definit și înainte, da? Însă, este termenul relativ, da? În opoziție cu termenul absolut, este un termen care poate fi înțeles doar printr-o relație cu un alt termen, da? Spre exemplu, când spun soră, da? Soră frate. Da, sau frate soră sau soră soră. Practic vorbim, da, aceste termeni, acești termeni sunt la pachet, să zicem așa, da? Când vorbesc de mamă, copil. Da? Acești termeni vin la pachet. Nu poți să fii mamă dacă nu ai copil. Nu poți să fii, nu ai cum să fii copil dacă nu ai avut o mamă. Chiar dacă este o mamă surogat, să zicem. Da? Ați înțeles diferența dintre aceste două categorii de termeni? Da. Da? Da. Bun. Spre exemplu, termenii pădure, uscăciuni. Sunt termeni absoluți sau relativi? Relativ. De ce sunt relativi? Absolut. Nu, cei care au spus, că sunt relativi, de ce sunt relativi? Pentru că uscăciunile aparțin pădurii. Păi nu ai avut, nu știu, nu... Sunt persoane, din păcate, cărora li se usucă o mână, un deget. Sunt plante care se usucă sau copaci cărora li se usucă o creangă. Da? Intenționat am pus așa. Ca să vă induc în eroare. Deci faptul că doi termeni sunt puși în pereche nu înseamnă neapărat că sunt relativi, că sunt înțeleși unul în raport cu celălalt. Da? Alminteri n-au cum să fie înțeleși. Da? Deci ambii sunt termeni absoluții. Putem înțelege așa, în sine. Dar dacă vorbim, spre exemplu, de termen par, da, și impar. Aici e relativ. Da? Deci, de ce? Pentru că, practic, avem, practic, îi putem înțelege, numerele pare, da, sunt cele care nu sunt impare și invers. Dacă numele sunt în două, pare și impare. Da? Bun. Practic un număr par ce este? Un număr care? Divizibil cu 2. Da? Un număr impar este un număr care nu este divizibil cu 2. Da? Deci practic nu le putem înțelege decât împreună. Da? Bun. Profesor, și
termen izolat, nu? Cum? Cuvântul pădure este un termen izolat. În ce sens un termen izolat? Adică exprimă un obiect independent. Da, dar nu există termeni izolați sau neizolați. Există termeni absoluți care pot fi înțeleși de unul singur, da? Și o să vedem că pădure mai este și un termen colectiv, da? O să vedem imediat, da? Dar, deci nu există termen izolat. Nu știu, ai văzut undeva? Nu, dacă m-am gândit că exprimă obiecte independente, m-am gândit că se referă la ceva izolat, adică de unul singur. Da, dar se referă la faptul că este înțeles de sine stătător, da? Fără a face apel la o relație cu un alt obiect. Da, am înțeles. Da? Bun. Mergem mai departe sau mai dăm un exemplu aici? Mergem mai departe. În regulă. Iarăși, din punct de vedere intențional, avem termeni concreți și termeni abstracți. Termenul concret este termenul care, mă rog, intențiunea căruia, da, la termen concret, da? Intențiunea acestui unui termen concret exprimă însușiri concrete, da? Fizice, ca la literatură, da? Însușiri fizice, nu însușiri de care erau morale, da? Asta înseamnă concret. Concret înseamnă ceva ce pot să miros, să pipăi, să văd, da? Să aud. Cu alte cuvinte, concret este tot ceea ce poate să atingă analizatorii noștri, da? Practic orice senzație, orice percepție, orice putem percepe, orice ne provoacă o senzație, este o însușire concretă, da? Adică o însușire fizică, o însușire pe care o putem percepe în mod nemijlocit, da? Deci și e important lucrul ăsta, o putem percepe în mod nemijlocit, da? Și atunci, copac, creion, cămașă, microfon, stilou, telefon, mouse. Nu, mouse. Toate acestea sunt termeni, toți aceștia sunt termeni concreți. În ceea ce privește frumosul, este un termen abstract. Da? De ce? Pentru că frumosul nu e o chestie concretă. Da? Poți să pui mâna pe frumos, pe ceva frumos? Plus că unii vor considera că e frumos, da? Alții vor considera că e urât. Nu știu, un pisoi. Da? Poți să consideri că e frumos tu, că e pisoiul tău, alții îl pot considera urât că nu suportă pisoii. Da? Nu e o chestie concretă. Da? Urât sau frumos e o chestie abstractă. Este ceva ce ține de modul în care percep eu mijlocit de data asta, nu nemijlocit. Da? Îl percep, eu percep... Bun. Hai să vedem, că tu spuneai, cineva spunea aici că putem să percepem frumosul. Ei bine, nu putem să percepem frumosul. Putem să percepem ce anume? Hai să luăm o față de om, da? Mă rog, mai mult sau mai puțin, da? Hai să-i punem niște torți aici. Da? Îi punem aici doi ochi, o gură mare, da? Păi, eu pot să consider frumos, da, acest desen. Vă-l considerați pe bună dreptate urât, că eu nu am talent, dar pentru că este desenul meu și îl iubesc foarte mult, da, eu pot să-l consider frumos. Acum, voi când percepeți acest desen, ce percepeți? Percepeți o formă, o structură a feței, da, cu niște elemente. Asta percepeți voi. Voi nu percepeți urâtul sau frumosul. Modul în care voi interpretați această structură, acest desen, modul în care voi îl raportați la experiența voastră anterioară, da? Deci această percepție, mă rog, percepție între ghilimele, da? Că nu e de fapt o percepție, da? Să zicem, această percepție a voastră
asupra frumosului sau urâtului din acest desen este pe baza raportării a informațiilor pe care vin prin percepție la experiența voastră anterioară. Da? Și atunci, practic, experiența voastră anterioară mijlocește înțelegerea sau, cum să spun, încadrarea acestui desen la frumos sau la urât. Da? Deci vorbim despre abstract, nu vorbim despre concret. Despre concret, putem spune că acest desen este roșu. Da? Deci aceasta este o însușire concretă. Da? Dar dacă vorbim despre faptul că este urât sau frumos acest desen, nu mai este o însușire concretă. Da? Ci este pur și simplu o însușire abstractă care este, la care ajungem cum? Prin raportarea ceea ce vedem sau auzim sau mirosim și așa mai departe la experiența noastră anterioară. Vi s-a întâmplat vreodată să intre cineva într-o sală cu un parfum din ăla ieftin să-ți mute nasul? Da. Da? Bun. Acela este un parfum de care? Frumos sau urât? Un miros frumos sau urât? Este urât pentru voi. Exact. Deci, practic, poate să fie un miros înțepător, acru înțepător. Da? Astea sunt trăsături concrete. Dacă nasul meu așa îl vede, așa îl simte, îl percepe. Da? Un miros acru înțepător. Dar s-ar putea ca pentru persoana respectivă, zicem că este o femeie, da? Și este un parfum bărbătesc. Da? Poate că este parfumul pe care îl purta primul ei iubit, da? Sau iubitul ei, care este acum plecat din țară și vrea să-l simtă aproape. Pentru că semnificația pentru ea este una pozitivă, da? Acel parfum este frumos. Da? Deci iată că nu putem să, la o trăsătură abstractă, da? Nu putem percepe în mod direct, ci este pur și simplu o interpretare a noastră. Da? De asta, în momentul în care vorbim despre însușiri concrete, fizice, palpabile, vorbim de termeni concreți și termeni abstracti, sunt termeni ale căror însușiri nu le putem percepe în mod direct. Le putem interpreta, le putem deduce, dar nu putem să vedem nu putem să vedem iubirea din om, da? Îmi dau seama că omul ăla mă iubește prin ceea ce face pentru mine, da? Dar nu pot să văd iubirea din el. La fel, frumosul, nu pot să văd, inteligența, da? Vă uitați la un om și îi se vede inteligența aici pe frunte. Nu îi se vede inteligența pe frunte, de-aia sunt teste de inteligență care se fac, da? Ați înțeles? Da. Termenul personalitate este un termen concret sau abstract? Abstract. Este abstract, da? Termenul auriu este un termen concret sau abstract? Concret. E concret, că eu îl văd, da? Bun. Ați înțeles? Da. Da? Bun. Poate fi și abstract și concret, nu? Pentru că bun ca și termen abstract se referă la o trăsătură morală, nu? Ca și termen concret se referă că e bun la gust. Și acolo nu poate fi tot abstract, că poate unora persoane nu le place. Bun. Deci, haideți să vedem. În primul rând, deci dacă vă aude doamna profesor de română cu cașii, se supără, da? Deci nu. Ca, pur și simplu, ca și termen. Ca termen și atât. Da? Deci nu folosiți cașii. Nu e greșit din punct de vedere al limbii române. Da? Folosiți pur și simplu ca, fără și. Dacă acel ca pus în fața unui cuvânt riscă să ducă la o cacofonie, puteți înlocui acest ca, da, cu un precum. Da? La
în fine, la fel cu și așa mai departe. Adică puteți sau puteți pur și simplu să refrazați, să schimbați ordinea cuvintelor în frază în așa fel încât să nu comiteți o cacofonie. Da? Alminteri veți evita o cacofonie, de multe ori, ca și în cazul acesta, nici măcar n-a fost vorba de o cacofonie, în schimb dați în alte greșeli de limbă. Da? Deci nu vă recomand. Ok, bun. Acum, spuneam de termenul bun, da? Bun. Ok, tu vorbești de o mâncare, o prăjitură bună, da? Da. Bun. Te întreb eu pe tine, la biologie ai făcut despre, mă rog, vă întreb pe toți, ați făcut despre limbă, da? Ca organ al omului? Da. Aha. Și ce conține limba ca organ? Papile gustative, așa, care sunt, de care sunt generale sau specializate? Specializate. Sunt specializate, da? Și avem pentru dulce, acru, sărat și așa mai departe, da? Bun. Întrebarea mea este următoarea. Dulce, acru, sărat sunt trăsături concrete sau abstracte? Concrete. Sunt trăsături concrete. Deci, de ce? Pentru că noi le putem percepe ca atare. Le putem percepe în mod direct. Corect? Da. Bun. Există papile gustative specializate în a percepe gustul bun? Nu. Da? Pentru că gustul bun ține de, tot așa, de modul în care interpretăm noi combinația de gusturi. O prăjitură, spre exemplu, poate să fie dulce și acră în același timp. Sau un compot de vișine, spre exemplu, este dulce și acru în același timp. Ei, pentru mine combinația asta de dulce și acru poate să fie considerată a fi ceva bun. Pentru altcineva s-ar putea să fie considerat a fi ceva mai puțin bun, da? De asta nu tuturor le plac, nu știu, prăjiturile, nu știu, ecler sau compotul de prune sau mai știu ce altceva, da? Pentru că nu considerăm orice a fi bun, da? Și ceea ce consider eu a fi bun s-ar putea ca tu să nu consideri a fi bun, da? Și atunci nu vorbim de trăsături concrete, vorbim la fel de trăsături abstracte, mediate, da? La fel, mediate de experiența anterioară. Mie îmi place compotul de corcodușe pentru că atunci când eram mic, da, și eram supărat sau eram bolnav, mama îmi făcea compot de corcodușe. Și atunci eu asociez acel lucru, da, cu acest gust, acea stare de bine pe care mi-o dădea mama, cu acest gust. Pentru mine este bine, e un gust bun, dar dacă vă dau vouă, s-ar putea să nu fie un gust la fel de bun. Din potrivă, s-ar putea să face, bie, și asta, iau de aici, da? Ați înțeles? Da. Da? Mai dăm exemple? Nu. Perfect. Mai departe. Iarăși, din punct de vedere intențional, avem termeni pozitivi și termeni negativi. Da? Aici lucrurile sunt foarte simple. Avem prezența însușirii, termen pozitiv, absența unei însușiri, termen negativ. Da? Spre exemplu, infractor este termen de care? Pozitiv negativ. Sau negativ? Pozitiv. Ok. Persoana care a spus că este negativ, să spună de ce sau care sunt motivele pentru care consideră că, sunt, că e un termen negativ, infractor. Ceva negativ. Hai să vedem cum este definit termenul negativ. Este absența însușirilor sau a unei însușiri. Da? Da? Nu scrie că e urât, că e ceva de nedorit și așa mai departe. Da, nu e să însușiri, da? Corect. Ei, ăsta e motivul pentru care v-am dat acest exemplu. Pentru că de multe ori vă fură peisajul și considerați cuvinte de genul ăsta ca fiind negative, da? Ca fiind termen negativ. Nu, este un termen pozitiv. De ce?
Infractor este o persoană care a încălcat legea și care a fost condamnată pentru acea încălcare a legii la o pedeapsă penală. Că este amendă penală sau că este închisoare penală, asta e altceva. Da? Deci, practic, când am definit infractorul, adică atunci când am spus, am dat informații despre intențiunea acestui cuvânt, am dat informații despre însușirile pe care le are, nu pe care nu le are. Ați înțeles? Bun. Mai puteți da un exemplu, vă rog? Olog. Este un termen pozitiv sau negativ? Pozitiv. Negativ. Este un termen negativ. Este o persoană care nu are o mână sau un picior. Da. Da? Deci apare ceva cu nu. Ați înțeles? Da. Deci iată că poate să fie și un termen care are o conotație negativă și care într-adevăr să fie negativ, pentru că sunt niște însușiri care lipsesc acolo. Ați înțeles? Da. Criminal. Este pozitiv, da? De ce? Pentru că un criminal este cineva care a înfăptuit o crimă. Corect? Da. Da? Rău este negativ. Elev absent. O să punem și rău, da? Elev absent ce este? Este pozitiv sau negativ? Negativ. Da? Bun, dacă zicem că nu a participat la oră, ar fi mai degrabă pozitiv. Eu mă gândeam la a da o definiție elevului absent. Nu a fost prezent. Vă rog frumos microfonul, da? Nu a fost prezent la oră, da? Și dacă îl definim în sensul ăsta, atunci este un termen negativ clar, da? Haideți să vedem rău. Da? Deci, de asta depinde cum îl definim, cum îi exprimăm intențiunea unui termen. Da? Rău, cum îl definiți? Am putere defini ca lipsa binelui? Bun. Dacă îl definim răul ca lipsa binelui, atunci este un termen negativ. Întuneric. Negativ, că este lipsa luminii. Este lipsa luminii, da? Ați înțeles? Da. Respins. Este negativ. Negativ. Da? Că ce? Cineva care nu a fost acceptat sau ceva ce nu este acceptat, da? Bun. Dar vedeți, contează foarte mult modul în care definim lucrurile. Că dacă respins, spunem cineva care a reușit să ia, în fine, aici tot negativ ar fi, da? Dar sunt situații în care contează foarte mult cum îl definim, da? Mai dăm exemple aici? Aș fi întrebare. Te rog. Cuvântul nelipsit. Cum ar fi? E un exemplu foarte bun. Voi vedeți așa, scriind eu așa pe diagonală, e ok pentru voi? Da? Bun. Da, e ok. În regulă. Haideți să vedem. Nelipsit ce înseamnă? Cum îl definim nelipsitul? Care sunt trăsăturile lui nelipsit? Adică o persoană prezentă. Cum? O persoană prezentă mereu, da? Deci este un termen? Pozitiv. Da? Dar dacă zic nelipsit, este o persoană care nu lipsește. Negativ. Da, atunci ar fi negativ. Dar în principiu, dacă, uite, nelipsit, da, când îl definim ca o persoană mereu prezentă, da, este un termen pozitiv. Da, deci foarte mult contează cum îl definim, da, cum îi exprimăm intențiunea. Da? Și iată că ceva care are cu ne sau cu nu în față poate să fie un termen pozitiv. Ați înțeles? Da.
Ok. Și o să mi se, dea și un context, poate, la, să spunem... Bun, dacă vi se dă un context, vi se dau niște informații suplimentare. Da? Spre exemplu, este nelipsit. De fiecare dată este prezent la adunările noastre. Da? Atunci este un termen pozitiv. Da? Dar dacă spunem este nelipsit, da? Niciodată nu lipsește la... Da? Atunci, evident, este un termen pozitiv. Deci, cum să spun, această clasificare... Da? Vedeți că vorbim din punct de vedere intențional, da? Avem un criteriu. Dar orice clasificare, orice acțiunea noastră de a pune un obiect într-o categorie sau în alta, trebuie să aibă un criteriu. Da? Acel criteriu este, spre exemplu, prezența sau absența însușirii. Da? Deci ăsta este criteriul. Numai că, ați văzut, sunt situații în care... În funcție de criteriu, de modul în care este exprimat sau definit acest termen, da? Poate să fie un termen pozitiv sau negativ, da? Deci logica este clară, dar este clară în raport cu același criteriu, da? Adică întotdeauna folosim criteriul ăsta, un termen poate să fie pozitiv sau negativ, da? Dar contează cum îi exprimăm însușirile, cum îi exprimăm intențiunea. Dacă o exprimăm cu absența însușirii, da? Sau cu prezența. Spre exemplu, idiot. Este un termen pozitiv sau negativ? Bun. Zicem așa, un idiot este o persoană care face prostii mari. Sunteți de acord cu... Exact. Lipsit de inteligență. Deci în funcție de definiția pe care o dăm, în funcție de modul în care exprimăm intențiunea, poate să fie un termen pozitiv în situația aceasta sau negativ în această situație. Ați înțeles? Bun. Da. Ne mai puteți aduce exemple din acestea data viitoare la recapitulare? Sigur. Sigur. Și puteți să vă gândiți și voi și să le discutăm data viitoare, bine? Mulțumim. Bun, cu drag. Mai vreți exemple sau? Mergem mai departe. Ok. Bun. Mai departe, din punct de vedere intențional. Simplu sau compus? Da? Ei, ce înseamnă simplu? Este o noțiune primară, da? Adică este o practic se aseamănă foarte mult cu cuvintele simple și compuse de la gramatică, de la vocabular, da? Cam despre asta este vorba, da? Iar asta este o noțiune secundară care derivă din noțiunea primară, îmi cer scuze. Bun. Deci vedeți, anvelopă și anvelopă de iarnă. Anvelopă de o iarnă este compus, e compus din mai multe cuvinte și este o noțiune derivată din noțiunea de anvelopă. Spre exemplu, în tot în registru auto, autoturism de familie, autoturism, sport și așa mai departe, da? Autoturism este noțiunea primară, da? Este cuvântul, termenul simplu, da? Și autoturism de familie, respectiv autoturism, sport, sunt termeni secundari, compuși, pardon, pentru că practic vorbim de o noțiune secundară care derivă din noțiunea primară. Ați înțeles? Da. Și evident, este formată din mai multe cuvinte. Da, te rog. Am și un exemplu. Da. Sau, de exemplu, făină de grâu sau de porumb. Exact. Da, foarte bun exemplu. Bravo. Sau cafea, cafea cu lapte. Exact. Cafea, cafea cu lapte, da. Da, cafea este termenul
prim, da, noțiunea primară și noțiunea secundară este cafea cu lapte, da, e un termen compus. Nu mai puțin, pe rând, vă rog. Zahăr, zahăr brun. Zahăr și zahăr brun, foarte bine. Da, și acum mai era cineva care voia să spună. Dacă noțiunea simplă este, de exemplu, pădure, la noțiunea compusă ar putea pădure să fie pădure de conifere, de pin, de... De fag, da, sigur că da, foarte bine, da, bravo. Este un exemplu foarte bun. Poftim? Seamănă puțin cu câmpul lexical. Exact, da, de asta spun, că se aseamănă din punctul ăsta de vedere cu gramatica, cu partea de limbă română. Mai aveți întrebări aici? Nu. Mergem mai departe. Din punct de vedere extensional acum, da? Adică din punct de vedere al sferei. Da? Asta e sfera unui cuvânt. Da? Dacă nu e nimic aici, este un termen vid. Dacă sunt elemente, este un termen nevid. Până aici e clar? Bun. Există la termenul vid, există un termen, există vid factual sau vid logic, da? Vid logic sau vid factual. Ce înseamnă acestea? Bun. Adică contradicții logice. Bun, hai să vedem. În prim, albă ca zăpada. Poftim? Cum ar fi pătrat rotund, nu există. Ok. Da? Bun. Hai să vedem. Luăm așa. Albă ca zăpada și, cum ai spus tu, pătrat rotund. Sunt termeni vizi? Există vreun pătrat rotund? Nu. Deci este termen vid. Albă ca zăpada există? Nu. Depinde. Depinde. Depinde de ce? Depinde dacă ne raportăm la povestea albă ca zăpada sau dacă ne raportăm la personaj. Corect. Cu alte cuvinte, din punct de vedere logic, da? Din punct de vedere al sensului, există... Există un personaj? Da. Există, da? Deci, din punct de vedere logic, da? Nu este un termen vid. Albă ca zăpada, pentru că există ca personaj. Din punct de vedere factual, da? Nu există termenul, nu există cineva albă ca zăpada, da? Nu există. Bun. Deci, ați înțeles diferența asta între factual și logic? Da. Da? Deci, albă ca zăpada este un termen vid din punct de vedere factual și nevid din punct de vedere logic. Pătrat rotund este un termen vid din punct de vedere logic, că e o contradicție, da? Face scurt circuit creierul când auzi pătrat rotund. Și este, bineînțeles, și vid din punct de vedere logic și factual, este tot vid, în sensul că din punct de vedere al conceptului nu există și nu există, evident, nici măcar în realitate. Da? Pe când albă ca zăpadă există la nivel de concept, dar nu există în realitate. Spre exemplu, călătoria în timp. Este un termen vid sau nevid? Este un termen vid, factual vid, pentru că nu a călătorit nimeni în timp. Din punct de vedere logic, din punct de vedere teoretic, călătoria în timp este posibilă. Deci nu este un termen vid la nivel logic. Ați înțeles? Da. Bun. Alte întrebări aici? Mergem mai departe, da? Bun.
Avem termeni singulari și generali. Singular este termenul care are în sfera sa un singur element, da? General, aici avem singular, da? Sau individual, putem să-i spunem. Și aici avem un termen general, adică avem mai mult de, avem cel puțin două elemente în sfera respectivă, da? Asta este general. Haideți să luăm un exemplu. Copac, pădure, primul singular, al doilea general. Copac, pădure. La singular ar putea fi, de exemplu, pix roșu. Pix roșu, hai să vedem. Alte exemple dați-mi. Orașul natal. Ok, foarte bine. Se vede aici? Da. Ok. Fața părintească. Marea Neagră, România. Pisici. Bine că n-am scăpat și ceva printre dinți. Bun, deci, vă rog să mai spuneți odată ce, care erau astea, că e important. Cum? Nu, nu, nu. De la început, de aici, de sus. Copac. Pădure. Pix roșu, oraș natal, Craiova, Marea Neagră, România. România, Craiova, Craiova, Marea Neagră și așa mai departe, da? Hai să vedem. Copac este singular sau, în primul rând, scuzați-mă, trebuia să vă spun așa. Că toți sunt nevizi. Și singularul și termenul general sunt termeni nevizi. Corect? Că există cel puțin un singur element. Dar e important de precizat asta. Hai să vedem. Copac. Este un termen singular sau general? General. Ok. De ce? Că sunt cel puțin două obiecte pe lumea asta care sunt copaci. Da? Pădure. Este singular sau general? General. Este general pentru că există cel puțin două păduri în lumea asta, da? Corect? Corect. Da. Bun. Oraș natal. Câte orașe natale poți avea? Unul singur, dar nu te poți naște în două locuri diferite, da? Bun. Da, deci este singular. România este termen singular. Craiova, termen singular. Pix roșu general. Pix roșu general, foarte bine. Bravo. Pix roșu general. Dar dacă vorbim, spre exemplu, de... Căutam acum un exemplu de oraș sau comună care este în mai multe... În mai Dărmănești. Mult... Poftim? Dărmănești. Există două localități dărmănești? Da, atunci Dărmănești, dacă există două localități de Dărmănești, este un termen general, nu singular. Dar dacă spun Dărmănești, orașul meu natal, este un termen singular. Singular. Foarte bine, le-ați prins pe astea. Întrebări aveți aici? Nu. Bun, perfect. Hai departe. Colectiv distributiv. Aici poate să fie un pic mai dificil, da? Colectiv înseamnă o colecție de obiecte. Da, un termen colectiv reprezintă o colecție de obiecte care ce fac? Care au trăsături distincte față de obiectele individuale din colecție, da? Și acestea sunt obiecte individuale. Haideți să-mi dați voi un exemplu. Ce este? Colectiv. Ok, da? Deci este echipă, este colectiv, da? Și raportat la echipă, poftim? Și jucător este distributiv. Și jucător este distributiv. Foarte bine, da? Ei, vedeți, echipă, adică fiecare jucător are niște trăsături, dar echipa are alte trăsături care
pe care niciun jucător în sine nu le are, pentru că ține de interacțiunea între elemente. Da? Și avem echipă, colectiv, pădure, poliție, pietriș, familie. Poftim? Familie, da? Aici, numai puțin, să le lămurim cu poliție. Poate să fie colectiv, dacă ne referim la modul general. Da? Dacă vorbim de poliție în sensul de, nu știu, poliția din județul Brașov, poliția din județul Vrancea, poliția din județul Bacău, poliția, da? Atunci sunt cumva termeni distributivi, da? Da, ok, hai și poliție. Dacă mai aveți întrebări, bine, dacă nu, haideți să vedem la termeni individuali niște exemple. Dar, de exemplu, dacă spun poliția de frontieră, poate să fie un termen colectiv. Poate să fie poliția de frontieră, mai multe poliții de frontieră în lumea. Da, acum, ideea este următoarea. Putem să filozofăm, dar nu vă recomand. România, da, este o țară. Bineînțeles că România are tot felul de elemente, dar aici vorbim despre colecții de obiecte de același fel. Fel, da? Spre exemplu, buchet și floare. Da? Buchetul are flori, corect? Dar buchetul nu înseamnă fiecare floare în parte, ci toate florile la un loc, corect? Da? Bun. În cazul ăsta la poliție nu avem doar polițiști, ci există poliția română, înseamnă multe alte lucruri. Înseamnă dotări logistice, înseamnă regulamente, înseamnă armament, înseamnă legi, înseamnă foarte multe lucruri, dar nu sunt de același fel. Ați înțeles? Da? Și atunci... Dacă avem polițăraie, să zicem, da? Și prin polițăraie înțelegem un grup de polițiști. Da, atunci ar fi un termen colectiv. Da? Ca la, cum să spun, ca la stol. Pasăre și stol. Da? Spre exemplu, uite, haideți să vă dau, apropo de poliții, de poliție, da? Vorbesc în engleză pentru că e mai ușor de înțeles. Da? Police man, în fine, da? Da? Și avem squad. Da, care printre altele poate să fie un grup, da? Un grup de hai să vorbim în română, da? Polițist, da? Este termen de care? Distributiv, da? Grup de polițiști este un termen colectiv, da? Pentru că fac referire la ansamblul polițiștilor, nu la fiecare dintre ei. Ați înțeles? Da. Da? Deci, și atunci când spunem poliție, vorbim de un termen la fel. Distributiv, poliția română, poliția de frontieră, poliția județeană și așa mai departe, da? Deci cam asta ar fi, deci nu poliție, ci grup de polițiști ar fi mai degrabă un termen colectiv. Ați înțeles? Armă cu armament. Poftim? Armă cu armament. Da, armă cu armament, într-adevăr, da. Armă cu armament. Deci dacă vorbim despre armă... armament, da? Și al doilea colectiv, da? Bun, acum, dacă mai era ceva, dar mi-a ieșit din... Da. Soldat, pluton, da? Soldat este individual, este distributiv, pluton este colectiv, corect? Da? Spuneam soldat armată.
Teoretic, da. Când vorbim de pluton, vorbim de companie, vorbim de multe, da? De inclusiv armată. Da? Ar fi distributiv. Privit din perspectiva armata privită din perspectiva faptului că este un grup de soldați. Da? Dar dacă vorbim de armată, armata română, nu mai este un termen distributiv. Colectiv, pardon, este un termen distributiv. Nu, deci, când zic armata română, este un termen distributiv. De ce? Pentru că când zic armata română, nu mă refer doar la oameni. Armata română înseamnă înzestrarea armatei, înseamnă regulament, e ca la poliție, știți? Da, da. Da, deci, armata română nu are doar oameni, are și arme și altele, da? Deci nu vorbim de o colecție de obiecte similare, da? Ci vorbim aici, când vorbim de o colecție de obiecte de diferite naturi, vorbim despre un termen distributiv, da? Dar dacă vorbim de armată ca o grupare de soldați, atunci evident este un termen distributiv. Ați înțeles lucrurile acestea? Sunteți cumva în ceață? Cum Dumnezeu de uneori e distribuit? Păi, dar logica, logică, nu trebuie să fie clară? V-am băgat în ceață? Nu, am înțeles. Nu. Bun. În regulă. Da? Deci, întotdeauna trebuie să ne gândim, când facem o clasificare, ne gândim la criteriu. Dacă criteriul se schimbă, evident că și clasificarea se poate schimba. Da? Bun. Mai departe. Din punct de vedere extensional, avem sau încadrarea în sfera noțiunii, da? În sfera noțiunii. Avem vag atunci când orice element am luat, orice obiect am luat, nu-l putem încadra în noțiune sau în sfera, în afara ei, da? În sfera noțiunii sau în afara ei. Precis, îl putem încadra cu siguranță în sfera noțiunii. Dacă vorbim despre carte, este de care? E un termen precis sau vag? Precis. Un termen precis. Uite, mă luăm pe mine. Eu sunt carte? Nu. Nu. Aceasta este carte? Da. Da. Deci, indiferent ce obiect am luat, îl putem încadra cu siguranță ori în interiorul sferei, ori în afara ei. E clar? Da. Bun. Da. Dar tot îi plăcea cui... În interiorul cercului sunt lucrurile vage și în exterior cele precise? Nu. Deci, vag, ba nu, precis, o luăm invers, precis este un termen care, indiferent de ce obiect am luat din lumea asta, putem să-l încadrăm cu certitudine înăuntru sau în afara. Da? Cu alte cuvinte. Deci termenul precis în cazul meu, să zicem telefon, da? Să schimbăm. Este un termen precis sau vag? Precis. Un termen precis, da? Pentru că, deci termenul telefon este precis. Ăsta este un telefon? Nu. Nu. Deci îl încadrăm aici. Corect? Ăsta este un telefon? Da. Da, îl încadrăm aici. Da? Dar nu telefonul sau pixul în sine este, da? Adică nu obiectele astea sunt vagi sau precise, ci termenul, da? A cărei sferă, da? Termenul a cărui sferă este cumva criteriu, da? Dacă este în sferă sau în afara sferei. Dacă vorbim despre frumos. Este vag, pentru că sunt opinii diferite. Dumneavoastră puteți să... Da, exact. Deci, aceleași obiecte. Ăsta este frumos? Unii zic că da, alții zic că nu. Da? Ăsta este frumos? Unii zic că da, alții zic că nu. Știți, ăsta, bancul ăla cu Maria, cu fată mare? Nu. Ei,
Imediat vă spun și bancul ăsta se încadrează foarte bine. Da? Spre exemplu, Maria, Ion și cu Maria s-au însurat, s-au măritat, s-au căsătorit, în fine. Ei, și după câteva săptămâni se întâlnește cu Gheorghe. La o bere, că erau prieteni, și întreabă Gheorghe pe Ion. Apoi, mă, Ioanie, Maria o fo, fată mare, o n-o fo? La care Ion sincer zice, apoi Gheo, nu știu ce să spun. Unii zic că da, alții zic că nu, da? Deci, practic, virginitatea Măriei era un termen vag, nu era un termen precis. Bun. Revenim. Portocală. E un termen vag sau precis? Precis, da? Un măr roșu. Este precis sau vag? Precis. E precis, da? Dacă e roșu, bine. Dacă e galben, nu. Da? Un angajat incompetent este un termen vag sau precis? Este vag. E vag, e ca în bancul cu Maria. Unii zic că da, alții zic că nu. Da? Deci e un termen vag. Da, pentru că, în fine, unii au criterii diferite. Oamenii pot avea criterii diferite în a aprecia pe cineva. Da? Un ceas exact este un termen vag sau precis? Precis. Precis, dacă ține ora, bine, e un termen precis. Dacă rămâne în urmă sau în afară sau merge înainte, practic înseamnă că nu e precis, da? Deci putem încadra orice ceas, da? Putem să încadrăm fie în sfera ceasului exact, fie în afara sferei ceasului exact. Ați înțeles? Da. Mai vreți să dăm exemple? Da. Nu. Ok. Bun. Haideți să luăm așa o pauză de tras sufletul, da? Și aici avem în dreapta voastră, cred că, sau nu, în stânga voastră și în dreapta mea, în dreapta aveți clasificarea termenilor, da? Eu o să vă rog să-mi spuneți niște termeni, să-mi dați niște termeni, voi. Dați-mi exemple de niște termeni. Elev. Da. Cum? Adolescent. Cum? Adolescent. Casă. Pădure de conifere. Ok. Ofițer. Și mai dați după aceea. Atenție! Ofițer sau ofițer, din punctul ăsta de vedere, nu contează. Da? Că e tot termenul, același termen, da? Deci nu e ca la română, că sunt lucruri diferite, ofițer, ofițeri. Nu. Aici e același termen. Că zic ofițer sau că zic ofițeri, e fix același lucru, da? Dar faptul că spun ofițer nu înseamnă că este un termen individual, că mă refer la un ofițer, da? Mă refer la categoria ofițerii. Da? Ați înțeles? Bun. O să vă rog să luați fiecare cuvânt în parte și să vedeți în categoriile respective unde se încadrează. Când ați terminat toate aceste cuvinte, vă rog să-mi spuneți ca să le discutăm. Bine? Ok. În primul rând, elev. E vag sau precis? Deci este vag sau precis? Precis. E precis, da? Colectiv sau distributiv? E colectiv sau distributiv? Este distributiv. Cine a spus este colectiv? Mă interesează nu neapărat cine a spus, ci motivul pentru care a spus că este colectiv. Deci, vă spun un lucru. Aici este foarte bine să greșiți. Nu e de rușine, dimpotrivă. Eu îmi doresc ca voi să greșiți. De ce? Pentru că dacă greșiți aici, eu vă corectez și nu o să mai greșiți la examen.
La examen nu trebuie să greșiți. Aici puteți să greșiți. Deci nu aveți... Și o să vedeți de-a lungul timpului că și eu mai greșesc. Da? Pentru că, nu știu, nu sunt atent, sunt cu capul în alte blocuri și așa mai departe. Da? Deci nu este rușinos deloc. Dimpotrivă, este foarte sănătos să greșiți aici, pentru că am posibilitatea să vă corectez și nu veți mai greși la examen. Da? Ăsta e motivul pentru care atunci când, nu spuneți ce, când spuneți ceva care nu este corect, întotdeauna o să vă întreb motivele pentru care voi ați gândit așa, ca să înțeleg cum ați gândit și să vă arăt cum ar fi trebuit să gândiți. Bine? Da. Bun. Deci, elev, de ce l-ați luat ca fiind colectiv? Inclusiv din neatenție este un răspuns, da? Deci? Ok. Bun. Haideți să vă spun. Elev. Elev este distributiv. Dacă vorbeam despre clasă de elevi, atunci ar fi fost un termen colectiv. Ați înțeles? Bun. Ok. Este singular sau general? General, dacă sunt cel puțin doi elevi în lumea asta. Evit sau nevit? Evident că dacă vorbim despre faptul că e general, da? E termen nevit, da? Atenție, general și singular pot să fie doar termenii nevizi. Deci dacă veți avea o grilă în care vi se spune că cel mai mare număr prim este termen singular sau general, acea grilă nu e corectă, pentru că nu este nici termen singular, nici general. Este vid. Ați înțeles? Da. Bun. Este simplu sau compus elev? Simplu. Simplu, da? Clasă de elevi ar fi fost un? Compus. Colectiv și compus. Foarte bine. E pozitiv sau negativ? Pozitiv. Pozitiv. Și nu are nicio legătură cu... Spre exemplu, elev repetent este pozitiv sau negativ? De ce e negativ? Este tot repetent. Este pozitiv, da? De ce? Elev repetent este un elev, da, care... Nu merge la școală. Nu arată, este prezent. Nu va clasa. Deci, haideți să fim iarăși atenți, da? Elev repetent. Da? Dacă spunem elev repetent... Un elev care repetă clasa este un termen pozitiv. Dacă spun elev repetent, un elev care nu a promovat clasa, anul de studiu, este un termen negativ. Ați înțeles? Atunci cum putem să facem? Elev repetent. Deci, cum putem face diferența este în funcție de modul în care explicăm acel termen. Deci când aveți o situație de genul ăsta, unde poate fi și așa și așa, ideea este că ar fi bine să vă, adică nu ar fi, este obligatoriu să vă dea contextul. Da? Spre exemplu, elev repetent, da? În înțelesul de elev care a promovat, care a rămas, sau nu, care ce a făcut, care nu a promovat clasa, da? Atunci este negativ. Dacă vi se spune elev repetent, în intențiunea sa de elev care repetă, da, clasa, atunci este un termen pozitiv. Da? Deci aici când avem pozitiv și negativ și avem situații din astea care sunt cumva interpretabile, trebuie să ni se dea și contextul ca să putem să răspundem corect sau nu. Dacă nu ni se dă contextul, atunci grila cel mai probabil nu este corect făcută. Vreau să vă spun, fac o paranteză, că la primul examen, da, cel din martie, din aprilie de fapt, grilele la logică au fost foarte bine făcute. Da? Deci profesorul care a făcut grilele, jos pălăria, da? Foarte bun, foarte bune. Nu au fost situații interpretabile și așa mai departe. Nu, la un examen nu ai voie să ai situații interpretabile. Da? De asta e bine să vi se dea contextul. Da? Sau sunt situații în care clar acea persoană în care acel termen este negativ sau pozitiv, cum este olog, da?
Olog este o persoană fără o mână sau fără un picior. Da? În fine. Deci contează foarte mult contextul, ca să nu mai pierdem timpul. Tot elev, abstract sau concret? Concret. Concret? Ia să vedem. Care e motivul pentru care spuneți că este concret? Dacă îi vezi uniforma, că îi vezi, da? Da. Și dacă nu este uniforma? Dacă nu este în uniformă. Poftim? Îl poți vedea pe el, ca om, ca băiat. Păi da, dar e băiat sau fată, nu este elev sau elevă. Adică este abstract? Nu exprimă o asociere fizică. Da, deci este abstract, mai degrabă. Într-adevăr, dacă mă uit la o clasă de elevi sau am elevul în față și are semne distinctive de elev pe care eu le pot vedea ca atare, respectiv faptul că, nu știu, este în uniformă de elev, da? Sau are carnetul de elev în față sau lucruri de genul ăsta, dar atunci, da, putem să spunem că este concret, dar elev, da, este mai degrabă un termen abstract, da? Și de ce? Pentru că elev este o persoană care, să zicem, merge la școală sau care urmează cursurile de. Ori urmează cursurile de nu e o chestie fizică pe care eu s-o pot percepe. Da? Spre exemplu, ce să zic eu, o mănușă, da? Văd că e mănușă, văd că ce face mănușa, dacă pot să bag mâna în ea și să mă încălzesc. Dar aici mai puțin, da? Deci aici cumva este ușor discutabil, dar e mai degrabă abstract decât concret, da? Dacă aș fi spus elevul din clasa a doua de la școala gimnazială de la Pacica, ar fi fost din rândul 1 de la geam, da. Da, și aș fi avut și poza lui, da, ar fi fost un termen concret. Da? La fel cum este, spre exemplu, în fine, bun, hai să vedem altfel. Concret, abstract, absolut, relativ. Este absolut sau relativ? Absolut. Este absolut, da? Bun. Ați înțeles ideea asta cu abstractul, cu concretul la partea asta de elev? Da. Da? Da? Ok. Da. Bun. Deci contează foarte mult contextul. Da? Aici. Bibliotecă. E vag sau precis? Vag. De ce e vag? Păi poate fi o bibliotecă a mea sau o bibliotecă. Așa. Din Alexandria. Așa și? Vag. E bibliotecă? A, da. Este, da? O bibliotecă cum o putem defini? Cum putem defini o bibliotecă? Un loc în care sunt mai multe cărți din diferite domenii. Exact, da? Putem să definim așa. Putem să definim bibliotecă și ca instituție, da? Dar haideți să luăm intențiunea asta concretă. Da? Un loc unde sunt puse, aranjate mai multe cărți, da? Ok. Deci este vag sau precis? Precis. Și dacă am un raft de cărți, că atâtea cărți am eu, e o bibliotecă, e biblioteca mea? E biblioteca mea, da? Bun. E colectiv sau distributiv? Colectiv, da? Pentru că colecția, biblioteca este colecția de cărți, nu fiecare carte în parte. Bun. Singular sau general? General. General, dar dacă spuneam biblioteca mea, era singular, da? Sau putea să fie general dacă aveam mai multe camere cu mai multe biblioteci, da? Și atunci puteam să spun biblioteca mea de științe sau biblioteca mea din cameră sau din sufragerie și atunci era un termen singular. Bun. Mai departe, vid sau nevid? Nevid.
E nevit clar, da? Simplu sau compus? Simplu. Simplu. Pozitiv sau negativ? Pozitiv, da? Pentru că atunci când o definim, o definim prin trăsăturile pe care le are, da? Abstract sau concret? Concret. Concret. Pot să o văd, pot să văd chestia aia, da? Bun. Absolut sau relativ? Absolut. Absolut, da? Bun. Da, pe ziceam, biblioteca mea era relativ, nu? Nu, era tot absolut. Nu era... Ca nu-i, dar nu e ca la copil mamă, știi? Sau tată copil. Unde nu putem să le înțelegem... Mea și bibliotecă le putem înțelege diferit fără nicio problemă. Separat, pardon. Ați înțeles? Da. Adolescent. Precis sau vag? Vag. De ce este vag și nu este precis? Cred că este vag. De ce este vag? Considera o persoană adolescentă și altfel. Mhm. Corect, da. Deci aparține în mod undeva. Exact. Este vag. Da? Pot să fie adolescenți care sunt adolescenți, au trăsăturile de adolescenți, deși au depășit limita de vârsta adolescentului, să zicem, da? Limita acceptată de vârsta adolescentului, dar are trăsăturile de adolescent și atunci, da, e un pic vag. Dacă ne referim, iarăși depinde cum definim. Dacă adolescent spunem că este o persoană cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani și asta este, da? Este adolescent, este termen vag sau precis? Hmm? Este precis, da? Dar dacă spun că adolescentul este acea persoană, da, în formare, da? Care ce face? Care trăiește profunde schimbări psihologice, hormonale și așa mai departe, da? Mi-e greu să identific pe cineva ca fiind adolescent sau nu, da? Există, poftim? Da, există și termenul ăsta de adolescent întârziat, da? Adică o persoană care ar trebui să fie matură conform, adică are peste 22 de ani și care se poartă, tot încă se poartă ca un copil, ca un adolescent, nu se poartă cu maturitate, da? Și atunci îl încadrăm tot la adolescent, teoretic, da? Bun. Da, de asta zic, că poate fi mai degrabă vag decât precis, dar foarte mult depinde de cum definim. Bun. Colectiv sau distributiv? Distributiv, da? Singular sau general? Singular. Cum să fie singular? E general, da? Că sunt mai mult de doi adolescenți în lumea asta. Vid sau nevid? Bun. E cineva care are ecou. O să vă rog să faceți cumva să diminuați acel ecou sau să închideți efectiv după ce ați vorbit, închideți microfonul. Compus sau simplu? Simplu. Simplu. Pozitiv sau negativ? Pozitiv. Pozitiv. Abstract sau concret? Concret. Abstract. Da. Cred că nici măcar atunci. Da? Pentru că deci putem să ne gândim așa, putem să ne gândim la faptul că da, este factual sau logic. Da? Dacă este factual, este concret, adică dacă vorbesc despre adolescenții din această cameră, da? Adolescenții din această cameră sunt e un termen de care? Un termen concret, că pot să-i văd pe adolescenții din această cameră, da? Dar dacă spun adolescentul zilelor noastre, e o chestie abstractă.
Corect? Ați înțeles? Bun. Absolut sau relativ? Absolut. Absolut, da? Bun. Casă. Vag sau precis? Precis. Colectiv sau distributiv? Distributiv. Distributiv. Singular sau general? General. General. Vid sau nevid? Nevid. Nevid. Simplu sau compus? Dar dacă ziceam casă de vacanță? Compus. Bun. Pozitiv sau negativ? Pozitiv. Pozitiv. Abstract sau concret? Concret, da? Că e casă, o văd, o, da? E o chestie concretă, o pot să o desenez. Da? Ok, și mai facem și aici și fumul. Am un talent extraordinar la desen. Mă mir că nu m-au luat ăștia în echipa de desenat viteză, că eram foarte bun. Pădure de conifere, vac sau precis? Precis. Precis, da? Colectiv sau distributiv? Colectiv. Colectiv, da? Colectiv. Singular sau general? General. Vid sau nevid? General. Vid sau nevid? General, da. Vid sau nevid? Nevid. Nevid. Simplu sau compus? Compus. Compus, da? Pozitiv sau negativ? Pozitiv. Pozitiv. Abstract sau concret? Concret, da? Absolut sau relativ? Absolut, da? Bun. Ofițer. A, mai era acolo ofițer? Bun, da, ofițer. Da. Vag sau precis? Precis. Precis. Colectiv sau distributiv? Distributiv. Distributiv. Dacă aș fi spus ofițerime, ofițerimea română, atunci ar fi fost colectiv. Colectiv. Da? Nu știu dacă există ofițerime în limba română, dar ca să înțelegeți voi ca idee. Singular sau general? Singular. E general. General. Ofițer, ofițeri. Vedeți că și în dicționar, când vă uitați în Dex Online la ofițeri, veți vedea ofițer, ofițeri. Da? Deci este un termen general. Dacă spuneam ofițerul care mi-a salvat viața, ar fi fost un termen de care? Singular, că dacă un singur ofițer, acel ofițer mi-a salvat viața. Bun, vid sau nevid? Clar că este nevid. Simplu sau compus? Simplu. Pozitiv sau negativ? Pozitiv. Bun. Abstract sau concret? Concret. Absolut sau relativ? Absolut. Da? Absolut. Acum, haideți să vedem. Degradat. E pozitiv sau negativ? Pozitiv. Cum definim? Un lucru care s-a definit de proprietate. Eu mă gândisem, da, corect. Dar dacă zic că își pierde proprietățile, da, înseamnă că îi lipsesc niște, e tot negativ, da? Dar eu mă gândeam acum la ideea degradat. Degradat. De la ofițer îmi venise ideea, da? Este un termen de care? Pozitiv sau negativ? Negativ. Negativ, da? Tot negativ. De ce? Pentru că și-a pierdut gradele. Este ceva care și-a pierdut niște calități. Și atunci este termen negativ, da? Bun. Voi mai puteți? Da. Ohoho, mai avem. Știți cum e? Am două vești pentru voi. Una bună și una proastă. Pe care vreți să vă spun prima dată? Proastă. Vestea proastă este că mai avem de făcut din termen în seara asta. Vestea bună este că în seara asta scăpăm de termen și data viitoare facem altceva. Da? Raportul între termeni e foarte important acum. Da? Raporturile între termeni pot să fie doar din punct de vedere extensional. Da? Și avem așa. Un termen, da, îl putem reprezenta printr-o sferă, că îi reprezentăm printr-un cerc, da, care reprezintă practic sfera termenului respectiv.
E clar până aici? Bun. Acum, vorbim de concordanță și de opoziție. Un termen, doi termeni, pardon, da? Sunt într-un raport de concordanță dacă există cel puțin un element comun ale sferelor celor doi termeni, da? Spre exemplu, da? Este un raport de concordanță? Este un raport de concordanță, da, da. Dar e cel puțin un element care... Opoziția înseamnă că nu au niciun element comun, da? Deci n-au nicio parte care să se intersecteze. Ați înțeles până aici? Da. Bun. Deci vedeți, A intersectat cu B este egal sau mai mare decât 1, adică are un element, cel puțin un element. La opoziție, da, asta e A și ăsta e B. Ăsta e A și ăsta e B. A intersectat cu B este mulțimea vidă, după cum se vede și aici. Adică nu au niciun element comun. Până aici lucrurile sunt clare? Da. Bun. Ei, o să vedem că raporturile de concordanță și de opoziție au mai multe subtipuri de raporturi. Și o să le vedem în continuare. Raportul de concordanță. Da? Primul raport este cel de identitate, în care sfera lui A este egală cu sfera lui B. Cu alte cuvinte, toate elementele din sfera lui A sunt toate elementele din sfera lui B. Puteți să-mi dați un exemplu de raport de concordanță între doi termeni? Poftim? Zăpadă, o mație de identitate. Exact, zăpadă. Stați un pic. Zăpadă. În fine, așa, nea și omăt. Da, sunt? Mort și decedat. Poftim? Mort și decedat, da. Mort și decedat, da. De regulă, în fine, aici erau exemplele, dar am dat din greșeală. Știți foarte bine de la limba română că există sinonime perfecte și imperfecte. Da? Sinonimele perfecte sunt acestea în care sferele celor două cuvinte, da, care desemnează un termen, sunt identice, da, ca în exemplul nostru anterior, nea sau omăt. Dar sunt și situații în care nu se suprapun sferele. Da? Și pot să fie așa sau așa. A, B, A, B. Acesta este un raport de intersectare, da? Iar acesta este un raport de incluziune sau de ordonare. Adică sfera uneia este inclusă în sfera celeilalte. Sau aici, au doar o parte care se intersectează, dar fiecare are și câte o parte care este în afara intersecției, da? Deci acestea, să zicem că sunt cuvinte, sunt sinonime, da? Dar nu sunt sinonime perfecte. Bun. Aici vorbim de B-ul este termen specie, da? Iar A-ul este termen gen. Adică asta e noțiunea gen, noțiunea mai mare, și asta e noțiunea specie. Cum ar veni vertebrate și om. Ați înțeles? Da. Bun. Mergem mai departe. Cum ar fi rechizite, kilou? Da. Exact. Ordonare, incluziune. Da? Avem A și B. După cum spuneam puțin mai înainte, ăsta este termenul gen. Și ăsta este termenul specie. Mai dați-mi un exemplu voi. Poftim? Felină. Pisică, da? Ăsta e A și ăsta e B. Poftim? Capitală și București.
capitală și București. Dar dacă spun capitala României și București, este raport de identitate. Foarte bine, da? Bun, deci acest termen, acest raport între cei doi termeni se numește de ordonare sau de incluziune. Nu cred că mai e cazul să dăm exemple, dar dacă vreți putem să mai insistăm. Mergem mai departe? Ca ați înțeles. Intersectare sau încrucișare, da? Este exact ce spuneam. Avem aici cel puțin un element, dar nu toate. Da? Sunt și elemente distincte pentru fiecare termen în parte. Haideți să vedem aici niște exemple. Elecțină. Poftim? Elecțină. Elev și? Minor. N-am înțeles. Mai spuneți-mi o dată, vă rog. Minor. Minor? Da. Ok. Foarte bun exemplu, da? Există elevi care sunt minori, da? Aici avem. Dar în același timp sunt și elevi care nu sunt minori, da? Elevii de post-liceală, elevii care sunt între 12, dar din diferite motive au depășit vârsta de 18 ani, da? Și respectiv sunt minori care nu sunt elevi. Spre exemplu, cei care nu se duc nici măcar la grădiniță sau cei care au renunțat la școală. Foarte bun exemplu, bravo! Mai departe, mergem mai departe? Da. Bun. Ei, aici vorbim despre raporturile de opoziție. Când vorbim despre raporturile de opoziție, da, noi trebuie să vorbim despre orizontul de discuție. Orizont de discuție. Adică, care este contextul în care noi discutăm, da? Și de obicei, adică de obicei, acest orizont de discuție este un anumit termen gen. Da? Deci ne raportăm la un termen gen. Că în funcție de asta o să vedem că poate să fie de contrarietate sau de contradicție. În momentul în care avem un termen gen, A-ul și B-ul sunt diferite, dar nu epuizează întreaga sferă a termenului gen, atunci avem un raport de contrarietate. Spre exemplu, ființe vii, fluture și butterfly. Da? Fluture și șopârlă, să zicem. Epuizează acești doi termeni toată sfera termenului ființe noi? Ființe vii. Nu. Nu. Da? Deci atunci este un raport de contrarietate. Ați înțeles? Da. Bun. Da. Dacă însă epuizează, da, sfera termenului gen, atunci vorbim despre un raport de contradicție. Deci contrarietate nu apare, nu... Poftim? Cum ar fi asonanță, disonanță? Da, ar putea să fie, da? Sau par impar. Sau... legal, ilegal și așa mai departe, da? Deci, practic, în momentul în care discutăm despre care este noțiunea gen aici. Numere naturale, da? Păi numerele naturale pot să fie pare sau impare. A treia variantă nu există. Ați înțeles? Da? Faptele, din punct de vedere, deci, faptele, da? DPV din punct de vedere al legalității. Pot să fie legal sau ilegal. Nu pot să fie. A treia variantă nu există, da? Ați înțeles? Da. Bun. Dar iarăși ne raportăm la o anumită ce? La un anumit termen gen. Da? Sau la un univers de discuție. Până aici ați înțeles? Da. Da? Ok. În fine. Aici avem așa. Aplicații.
Haideți să luăm termeni și să vedem cum îi încadrăm. Dați-mi voi exemple de niște termeni. Calendar. Și mai cine? Abstract. Calendar și abstract? Ok. E termen de este raport de concordanță? Nu. E raport de opoziție? Da, pentru că calendarul nu este abstract. Abstract ce înseamnă? Înseamnă un concept, nu? Da. Corect? Bun. Și atunci, dacă vorbim despre calendarul ionian, gregorian și așa mai departe, vorbim de niște chestii concrete sau abstracte? Concrete. Da? Hai să vedem. Da? Avem calendar și avem abstract. Bun. Inițial, aș zice abstract și calendar n-au nicio legătură unele cu altele. Corect? Dar, așa cum este exprimat aici, au elemente comune. Adică sunt lucruri abstracte care nu sunt calendare, dar sunt și calendare care nu sunt lucruri abstracte, sunt concrete, calendarul de pus pe perete, de pus pe birou, dar avem aici și conceptul de calendar, care este o chestie abstractă. Deci nu e neapărat cea mai bună variantă. Asta te, cum să spun, este discutabilă și v-am zis, de obicei te duci cu la ideea că sunt într-un raport de opoziție. Dar nu musă. Dacă spuneam calendar ortodox de perete și abstract, atunci ar fi fost un raport de opoziție, da? De contrarietate. Adică n-ar fi avut niciun element comun, dar nici nu ar fi epuizat sfera respectivă. Ar fi fost pur și simplu un raport de contrarietate. Ați înțeles? Deci, ideea este că abstract, da? Ca să fie un raport de opoziție, clar, ar trebui să fie aici o chestie concretă, da? Cum zic eu, calendar de perete. Dacă zic calendar de perete, da, e o chestie concretă. Și atunci ar fi fost un raport de contrarietate. Dar așa cum este calendar și atât, v-am spus, există calendare care sunt la nivel de concept, care sunt la nivel abstract. Spre exemplu, calendarul menstrual. Corect? E o chestie abstractă, nu ceva concret. Adică nu pot să mă uit la... Ok, că e specific fiecarei persoane, mă rog, fiecarei femei în parte și așa mai departe, aia e altceva. Da? Dar în principiu este un concept. Da? Deci cam așa ar fi, nu-i neapărat cel mai bun exemplu. Haideți să vedem. Părinte medic. Flori și fluturi. Părinte medic. Polițist, jandarm. Polițist foarte... Polițist, jandarm. Poftim? Între fior și adult. Profesor, părinte. Profesor, părinte și nu mai avem loc. După ce ștergem, mai luăm și alte exemple, dacă e cazul. Flori și fluturi. În ce raport se află? Deci, există cel puțin un element care să fie fluture și floare în același timp? Nu.
este un raport de contrarietate. De ce? Pentru că nu epuizează întreaga sferă a noțiunii gen. Bun, care ar putea să fie entități biologice, să zicem. Da? Părinte medic. Sunt părinți care sunt medici? Da. Sunt medici care sunt părinți? Da. Sunt părinți care nu sunt medici? Da. Sunt medici care nu sunt părinți? Da. Deci este raport de? Intersectare. Intersectare, foarte bine. Polițist, jandarm. Haideți să vedem. Sunt polițiști care sunt jandarmi? Sunt polițiști care sunt jandarmi? Nu. Nu. Ești ori polițist, ori jandarm. Sunt polițiști care sunt jandarmi care sunt polițiști? Nu. Nu. Deci sunt într-un raport de opoziție. Haideți să vedem ce tip de raport de opoziție. Contradicție. Contradicție? Contradicție. Hai să vedem. Contradicție ar însemna așa. Care este sfera, care este noțiunea gen? Care e noțiunea gen? Să zicem că este angajat MAI, corect? Da? Bun. Ca să fie raport de contradicție, deci avem aici poliție și aici avem jandarm. Angajații MAI sunt fie jandarmi, fie polițiști? Da. Bun. Și atunci pe cei de la SMURD unde îi încadrăm? Civilii unde îi încadrăm? Tot la MAI. Tot la MAI, da? Deci, practic, nu epuizează sfera. Și atunci sunt într-un raport de? Contrarietate. Contrarietate și nu contradicție. Ați văzut cum facem diferența între contrarietate și contradicție? Da. Bun. Profesor părinte. E la fel ca la părinte medic. Nu mai discutăm, că e clar, da? Este de intersectare. Minor, adult. Este de contrarietate. Da, de ce? Este de contradicție, pentru că epuizează, ori e minor, ori e adult. Exact, da? Deci nu vorbim despre vârste, că așa, dacă am spune copil, adolescent, tânăr, da, persoană în vârstă și așa mai departe. Nu, vorbim de adult și minor. Practic, din punct de vedere al responsabilității legale, vorbim despre două categorii, minor sau adult, corect? Da. Da. Are peste 18 ani, este adult, peste sub 18 ani este minor. Corect? Da. Deci este, acești doi termeni sunt termeni vagi sau preciși? Preciși. Preciși, că știu foarte clar. Mă uit în buletin. Și dacă ai peste 18, ești adult, dacă nu, ești minor. Simplu. Ați înțeles toate aceste lucruri? Da. Bun. Am ajuns aproape la final. Întrebări până aici? Nu aveți întrebări. Foarte bine. La